și bine ați venit la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia. Avem bucuria să fim gazdele unui eveniment deosebit, o conferință ținută de oameni de seamă ai Ortodoxiei azi și această dezbatere, da, cum e mult spus o conferință, este prilejuită de expoziția Anastasis care are loc în Cuhnia Brâncovenească. Spun bine ați venit oaspeților noștri și mulțumesc încă de pe acum pentru acest timp înalt pe care ne-l oferă. Și am să-l rog pe amicul Carlos Nicolau să introducă oaspeții și să vă spună mai multe despre ce urmează să se întâmple astăzi aici. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi și vă așteptăm cu orice ocazie la Mogoșoaia. Mulțumim pentru găzduire. Dintre Alexandru Nicolau, sunt dintre iconari, mi-a revenit mie sarcina să prezint foarte succint grupul. Componența grupului, sigur că ați văzut-o pe afiș, dar s-ar fi ține voia de o scurtă clarificare despre cine suntem și ce vrem. De ce ne-am adunat aici? Ca și dumneavoastră și noi, cei care pictăm, ne-am adunat din dragostea pentru icoană, din interesul pentru a înțelege cum se petrece acest lucru. Am putea spune că acești iconari care s-au adunat aici se remarcă printr-o preocupare deosebită de a înțelege tradiția, de a înțelege de ce s-au petrecut lucrurile așa și nu altfel. Cristina Cojocaru, la un moment dat, ne întreba la o altă conferință de ce secolul XIV, de exemplu, și mi-a rămas întrebarea în minte foarte mult timp. Am mers acum într-o excursie la Tesalonic în care am văzut icoanele de la Seles, ale Mântuitorului și ale Maicii Domnului, cele pe care grecii le consideră, într-un fel, cele mai frumoase icoane din Elada, dar și Maica Domnului Odighitria din expoziția de la Vlatadon, și pot să vă spun că, iconar fiind și preocupat de proporții, matematica portretului, tehnică, chiar de a învăța pe alții cum se face lucrul ăsta, am fost profund impresionat și foarte bucuros de întâlnirea cu aceste icoane, pentru că am simțit că, deși stăpânesc, să zicem, toate cele ale iconarului, nu mă pot ridica la înălțimea de expresie a acelui portret. Posibilitatea de a reda un pic îndumnezeit prin niște culori atât de simple și, de fapt, cele mai ieftine dintre culorile pe care le folosim, și anume culorile de pământ. Ceea ce a făcut acel iconar acolo, este clar că nu a fost doar dintr-o posibilitate tehnică, ci mai presus de atât. Cum spunea Părintele Arsenie Muscalu, acel om care a pictat o astfel de icoană nu se putea să nu aibă vederea lui Dumnezeu. Rămânând la rândul ne uimiți de aceste portrete și ce ne oferă, a spune că cu toții tindem spre el. În ce măsură reușim fiecare, diversitatea soluțiilor și, în același timp, rămânând în fidelitatea aceasta față de tradiție, o vedem aici. Sigur că, pentru o icoană, este nefiresc să fie expusă. Și dacă ne revendicăm a fi niște pictori foarte preocupați de tradiție, într-adevăr, nu este specific iconarului să iasă în față, pentru că nu este neapărat un artist. Nu îi expune pe simetrie, nu așteaptă aplauzele publicului, laudele lui. Și, din contră, este un om smerit care rămâne în spatele icoanei, ca și Sfântul Ioan Botezătorul, care zice eu să mă micșorez și el să crească. Să-l vedem pe Hristos în icoană și nu o lucrare de autor neapărat. Dar o astfel de expunere presupune și niște riscuri pentru noi. Un iconar care pictează cu gândul că cineva îi va vedea icoana și nu va fi un credincios simplu, ci va fi un alt specialist, un coleg de breasă. Deja acest gând te poate tulbura în timp ce pictezi. Pictezi la icoană cu gândul că o vei expune, deja iată, din start, este o problemă. Dacă iconarul nu reușește să-și stăpânească gândul. Apoi apar clasamentele. Care icoană e mai bună? Ce fruct e mai bun? Maran? Mărul sau pară? Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare sau Sfântul Grigorie? Reflexele acestea umane sunt vechi. De a face clasificări, la rândul ne avem ochiul foarte ager în a clasifica, eticheta. Toate astea sunt riscurile unei expoziții în comun, dar în același timp și bucuria de a expune împreună, de a ne vedea, poate după 10 ani de zile, după ce am participat, să zicem, la alte evenimente, este mare.
Și folosul pentru noi este mare. Deja am învățat ceva de la doi dintre iconari care și-au spus părerea sinceră despre lucrarea mea. Le-am cerut părerea, mi-au spus părerea sinceră și m-au folosit foarte mult. Pentru că vorbim de această tradiție, avem cei trei invitați astăzi aici, care vor încerca să prezinte, n-aș zice neapărat cadrele teoretice, dar un mod în care Biserica înțelege trăirea în tradiție, modul de a ne raporta noi la moștenirea lăsată nouă de înaintași. Primul vorbitor va fi Părintele Holbea, Părintele Gheorghe Holbea, care este profesor de, la discipline sistematice, la ascetică și mistică. Ascetică și mistică. Și cred destul de cunoscut în ieșirile sale publice, în preocuparea pentru a aduna în jurul unor dezbateri duhovnicești, credincioșii bisericii noastre, studenții, tineri în general. Vă mulțumim că ați venit, Părinte, și vă rugăm să... Mulțumesc și eu. Lasă-ți acum un spațiu de întrebări de jumătate de oră pentru toți cei trei participanți. Sunt conductorul meu. Metrarea, da, da, da. Eu și 18, și 31. Onorată asistență, dragii noștri, despre ce ar putea să vorbească un preot în ceea ce privește icoana? Mi-am pus problema celor două dimensiuni pe care iconarul trebuie să și le asume. Și anume dimensiunea mărturisitoare și dimensiunea liturgică. De ce? Pentru că de multe ori, așa cum vedem, lumea de astăzi caută să simplifice și mai mult decât atât, există chiar și o derută în ceea ce privește această tradiție iconografică. Eu însumi am trăit această experiență. Am fost ghid la Schitul Durău. Am fost ghid în perioada verii la Schitul Durău. Și acolo știți ce pictură este. Deci este pictura lui Nicolae Tonița. Eram ghid, explicam și eu când mă pricepeam. A venit un artist să-mi explice, părinte, uite, dacă te uiți la apostoli și dai, mă rog, aura deoparte, sunt niște țărani de pe Ceahlău. Extraordinar, da. Ceahlău. Și zic, ce mai este sacul? Părinte, da. Trebuie să fii... Eu nu sunt un cunoscător al tehnicii neapărat, dar mi-a pus această întrebare. Ce este cu Nicolae Tonița? Deci trei ani am fost ghid acolo, am explicat mai mult istoric, așa, pentru că este pictura lui Nicolae Tonița, este în Naos, în pridvor este o altă pictură. Nu prea știam cum se armonizează cele două, oricum nu aveau nimic comun. O a doua experiență pe care am trăit-o anul trecut, având ocazia să merg la Roma, pentru că avem extensia Facultății de Teologie pentru românii din diaspora, la Roma. Am văzut pentru prima dată, am intrat și eu în Capela Sixtină și lăsând la o parte degetul lui Dumnezeu din Geneză, am văzut Înfricoșătoarea Judecată a lui Michelangelo în Capela Sixtină. Și vă mărturisesc că m-am îngrozit. M-am îngrozit de ce? Pentru că de la Mântuitorul Iisus Hristos, care este reprezentat așa ca un... vine cu o teroare. Deci toată judecata din urmă, cum vreți să-i spuneți, este de fapt îngrozitoarea judecată. Mântuitorul, Maica Domnului, îngrozită. Totul este un dinamism al groazei. Deci creează, vă dați seama, ce să spun,
eu, care sunt așa mai plăvan, am zis, domnule, asta nu are nimic de a face, nici măcar erezie nu este. E o blasfemie extraordinară, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, la judecata universală, este blând. Chipul Mântuitorului este tot blând. Este blând și luminos și în lumina chipului Mântuitorului, noi ne vedem și ne îngrozim noi de întunericul din noi. Mai mult decât atât, trupurile acelea, știți, Michelangelo știa foarte bine anatomia, trupurile acelea cărnoase, așa, care am aflat că majoritatea erau cu organele la vedere, adică un alt papa, am înțeles că a dat ordin ca să fie acoperite cu o frunză, cu ceva. Deci, pur și simplu, o cădere, în loc să te înalți, o cădere a Dumnezeiescului în... nu în uman. E mai mult decât căderea în uman. Deci, mi-a pus întrebarea când s-a pierdut icoana și dacă noi mai păstrăm această icoană. Și m-am referit la Nicolae Tonița, dar când mergem la... Doamne ferește, nu am, fac un proces. Știți foarte bine. Dar stilul acesta, ăsta e un Grigorescu, ăsta e un Tonița, ăsta e un Tatarescu sau, și așa mai departe, m-am întrebat în ce măsură acestea acoperă icoana. Pictura murală a bisericii, având în vedere că noi spunem pictura murală a bisericii, icoana, este veșmântul liturgic al bisericii. Mi-am pus de asemenea întrebarea în ce măsură noi putem să modernizăm arta icoanei. De ce? Pentru că și în teologie vorbim, avem câțiva profesori de dogmatică. Bă, Holbea, îmi spun mie așa, fii atent. Bă, dacă nu ne modernizăm, și domnule, zic, nu prea înțeleg eu ce-i cu modernizarea asta. Știu că înseamnă progres, dar progresul, cum să vă spun, este pe o altă ideologie, ideologia evoluționistă. Deci mi-a pus întrebarea în ce măsură noi putem să modernizăm icoana. Pentru că tot ceea ce spuneam, nu? La Grigorescu, la Tonița, la Durău, v-am spus, trei veri, am fost ghid acolo. În ce măsură, deci, putem să adaptăm icoana la noile mentalități și în ce măsură vorbim despre înnoire, creativitate, originalitate și stiluri în icoană, în icoana ortodoxă. Având în vedere că icoana ortodoxă, așa cum ne învață părinții, teologii, este o frumusețe dumnezeiască revelată. Și așa cum spunea Alexandru, pictorului, iconarului, nu-i rămâne decât să se retragă în umbra icoanei. Adică și creatorului, și creștinului, atunci când ești prea plin de tine, ești gol de Hristos. Și nu am reușit să dau un răspuns la o asemenea întrebare, probabil că domnul Ștefan Ionescu Berechet vă va vorbi, vorbind despre pictura bizantină, va vorbi despre această tradiție. Deci, în ceea ce privește icoana, în ceea ce privește această liturghie a icoanei, pentru că vorbim despre o dimensiune liturgică a icoanei, întrucât icoana exprimă, așa cum spunea cineva, inexprimabilul. Ceea ce știu este că simbolismul creștin nu este limbajul particular al unui individ. Limbajul particular al unui secol. Nici chiar limbajul particular al unei națiuni, ci este un limbaj, să-i zicem noi, într-un termen bisericesc, sobornicesc, nu? Ca să nu... care ține de catolicotii, dar așa îl traducem noi, după slavă, sobornicesc.
Deci, în ce măsură noi reușim să înlăturăm ca iconari, iconarul reușește să înlăture excesul acesta de personalitate, îndrumându-i celui care se apropie de icoană, îndrumându-i mintea și inima către conținutul care depășește imaginea propriu-zisă, care îl duce la ceea ce părinții numesc teoria, la contemplarea prototipului cu adâncă smerenie. Deci, arta iconarului nu este un subiect neutru, ci este o problemă de credință și credința este cea care se așează în icoană. Pe ce? Pentru că icoana întotdeauna este un prilej de întâlnire. Iertați-mă, chiar însă și ideea de expoziția icoanei mi se pare un pic. Dar, rog, ne adaptăm. Prima reacție care am avut-o la Buzău, unde este un pictor foarte talentat, dar, bine, el spune că nu prea, adică este artist, dar a depășit. Nu știu dacă există un tip de intelectual care depășește partipriurile confesionale. Eu personal nu-l înțeleg, dar deci era o expoziție acolo și eu m-am dus ca na, eram și un diaconaș acolo și mi-a zis, părinte, stai să vedeți cu tehnica asta, zic, habar n-am de tehnică, zic, da, eu știu că mă închin icoanei și simt în icoană, simt că mă întâlnesc cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Măicuța Domnului. De ce? Pentru că mă închin în fața icoanei, pentru că sărut icoana, este de fapt o îmbrățișare. Deci, ceea ce am înțeles eu de la Capela Sixtină, spre exemplu, dar nu sunt critic, Doamne ferește, mă raportez și eu ca un țăran, care am fost crescut cu icoana, când s-a pierdut icoana, de fapt? Când s-a pierdut icoana? Când s-a pierdut la noi acest sens profund al icoanei? Tablourile sunt, fără îndoială, minunate. Dar trebuie să aibă, deci icoana trebuie să aibă această dimensiune mărturisitoare și să fie o expresie profundă a credinței. Pentru că, așa cum învățătoarea de credință are dogmele ei, și icoana are canoanele ei, și ea trebuie să reprezinte pentru noi un înalt mod de cunoaștere. Deci, pe de altă parte, icoana nu este un scop în sine, apropo de frumusețe. Ea este doar un mijloc pentru a-L vedea pe Dumnezeu, pentru a gusta ceea ce este sfânt. Și această artă a iconarului este frumoasă pentru că este adevărată și spune Sfântul Ioan Damaschinul, apărătorul icoanelor, am văzut chipul omenesc al lui Dumnezeu și s-a mântuit sufletul meu. Deci, dincolo de compoziția cromatică, de calitățile, de tușe, cum spuneți dumneavoastră că nu mă pricep la toate aceste aspecte tehnice, icoana trebuie să cheme spre contemplarea prototipului. Sau, cum spunea cineva, icoana trebuie să fie un discurs care, de fapt, se pierde în tăcere. Icoana trebuie să deschidă posibilitatea minții și a atenției pentru a se elibera de accidente și, așa cum spunea cineva, de a se urca către prototip. Cum poate o icoană să aibă putere duhovnicească? Cum putem noi să înțelegem icoana înrădăcinată în tradiția sfântă a Bisericii? Veți spune, da, fiecare epocă are și trebuie să fim dinamici. Și aici m-aș întreba în ce măsură putem fi dinamici în această tradiție a icoanei.
Da, suntem dinamici, dar dinamismul nostru nu este de fapt o modă care se schimbă odată cu secolele sau cu toposul, cu locul, ci este de fapt un dinamism al Duhului, al Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este cel care zidește tradiția vie, Sfânta tradiția Bisericii. Și citesc pe Alexei Homiacov, căci nu vreo persoană oarecare, nici mulțimea persoanelor cuprinse în biserică, nu păstrează tradiția. Și aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu trăind în comunitatea bisericească. Deci există o forță, o putere tainică a icoanei, deasupra tuturor nuanțelor locale, temporale, personale. Și trebuie să spunem, pe de altă parte, va spune cineva, domnule, lăsați-ne cu conservatorismul ăsta. De ce? Pentru că nu trebuie să rămânem doar la ceva învechit. Sau, cum spunea cineva, la un repertoriu conservator de modele. Deci, ceea ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, la noi, în spațiul românesc, încă merită analizat. Întrebarea mea și este adresată iconarilor, pentru că eu, nefiind specialist, nu pot să dau o soluție. Cum vom regăsi în secolul 21 această tradiție sfântă a Bisericii în icoană? Pe de altă parte, există această, eu fiind la Buzău o perioadă, am avut o experiență pe care o mărturisesc. Nu dau nume, n-am asta, dar sincer m-am zmintit un pic. De ce? Pentru că am văzut pictori care, după ce mai fumau și mai trăgeau, mă rog, nu știu ce, mai pictau, zice, acum merge să mai pictăm un pic un Crist. Deci, problema este profundă, este duhovnicească. De ce? Pentru că, într-adevăr, iconarul este un liturghisitor. Iconarul este un mărturisitor. În limba greacă, cum se spune la iconar? Agiografos. Agiografos. Dacă este agiograf, vă dați seama, agiografii sunt cei care au scris Scriptura și așa mai departe, au așezat Revelația în cuvinte. Deci, cred eu, s-a pus problema anul trecut a hirotesiei iconarului. Asta e mai greu. Mai greu pentru că hirotesia poate să o săvârșească numai arhiereu. Dar preotul poate să rostească și probabil că mulți dintre iconari cer binecuvântarea preotului rostind rugăciunea. Nu e o rugăciune specială. Plus în erminie. Da. Și cred eu că revenirea spre această dimensiune duhovnicească dimensiunea duhovnicească a icoanei, dar mai ales pregătirea iconarului. Deci dacă ești mărturisitor și dacă liturghisești, pentru că liturghisești prin această icoană, atunci, prin arta aceasta, nu ești un simplu zugrav. Noi nu zugrăvim pentru că această pictură murală, icoanele, nu sunt doar un decor, ci ele sunt o expresie a credinței și, așa cum spunea, nu știu care dintre Sfinții Părinți, cred că tot Sfântul Ioan Damaschinul spunea, dacă vrei să vezi credința Bisericii, uite, n-ai decât să privești pictura, să o contempli. Acum, nu știu în ce măsură pictura murală și icoana reprezintă cu adevărat învățătura Bisericii. Este o temă pe care a dezvoltat-o foarte frumos Michel Chenon. Deci, căutarea mea este aceasta. În ce măsură iconarii își cultivă această dimensiune duhovnicească, adică se îmbisericesc. În Grecia se referea la profesorii de teologie, pentru că în Grecia
profesorii de teologie, la rigoare puteau să fie și atei. Spre exemplu, profesorul, nu mă sfie să spun, un profesor de Vechiul Testament, a zis, domnule, sunt om de știință, n-am treabă cu credința în Dumnezeu, altceva. Eu sunt profesor, sunt cercetător în Vechiul Testament, nu-i dau numele, de altfel un profesor foarte bine pregătit, adevărat. Și atunci grecii au spus, domnule, zice, se întâmplă următorul lucru. Profesorii nu se îmbisericesc și teologi, deci profesorul nu se îmbisericesc și preoții nu teologisesc. Deci două, pentru că așa cum spune Sfântul Grigore Palama, nu cugetându-L pe Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu, ci teologisindu-L pe Dumnezeu, și asta este valabil pentru preoți, pentru profesori, dar și preoții care sunt doar buni bisericași și care nu pătrund în această taină, adică nu ară și mintea lor cu toate această lectură bisericească, ei cad în aceeași greșeală. Deci, câteva probleme. Sunt multe, eu am un material mai bogat aici, dar gata. Două minute? Un. Da. Propunem așa, ca un discuție. Problema aceasta a înțelegerii corecte a simbolurilor creștine care nu sunt, cum spunea cineva, semne convenționale. Deci, știm foarte bine, iar iconarii știu cel mai bine, că fiecare parte a bisericii simbolizează ceva, cerul care coboară pe pământ. Deci, dacă ar fi să pornim de la ceea ce spune iată, Mântuitorul, iată, eu pe toate le fac noi, noi le fac pe toate, în liturghie, liturghia pe care noi o oficiem, suntem conștienți. Liturghia nu se repetă. Fiecare liturghie este o liturghie nouă. Noi nu repetăm liturghia. La fel se pune problema și în icoană. În ce măsură icoana nu repetă, ci icoana este nouă și reflectă această noutate duhovnicească. Deci ortodoxia este veșnic nouă și aceeași. Dar, așa cum spunea și citez, un critic de artă, ortodoxia nu este nouă tipiconal, după cum iconografia nu este nouă formal, ci este numai duhovnicește. Căci Hristos trăiește în ortodoxie, același, ieri, azi și în veac. Dar este nou pentru că este viu. Așadar, dacă vezi, mesajul este acesta. În ce măsură suntem noi? În ce măsură putem vorbi despre o modernizare a icoanei? În ce măsură pictura, icoana, stilul de a iconiza este și contemporan, dar este în același timp și înrădăcinat în tradiția sfântă a bisericii. Vă mulțumesc! Motivul pentru care ne-am adunat este tocmai a încerca să lămurim aceste lucruri, pentru că fiecare dintre noi își pune problema cum dobândește meșteșugul, cum învață, în ce direcție merge și ce folos are rezultatul muncii mâinilor lui. Îl invităm și pe domnul Ștefan Ionescu Berechet, lector la Facultatea de Teologie, un pasionat, adică a predat arte creștină și chiar și patologie scurt timp. Are doctoratul pe teologie icoane la Teodor Mărturisitorul și la Teodor Studitu și Nichifor Mărturisitorul. Și un pasionat al istoriei, să zicem, icoanei și teologiei ei. Sperând că
acest cuvânt aduce un plus de lămurire întrebărilor noastre ca iconari. Vă rog să... Dacă îmi permiteți, o să rămână așezat. Da, icoana este o replică a arhetipului. În ea este întipărită totalitatea formei văzute a celui a cărui amprentă este ea, iar aceasta grația asemănării, ea nefiind distinctă de modelul său decât prin deosebirea de ființă datorată materiei sale. Icoana este o pecete și o imprimare, purtând în sine înfățișarea proprie a lucrului după care este numită, o asemănare a celui a cărui icoană este și ea poartă în ea imprimată prin imitație efigia arhetipului. Iată două definiții ale icoanei de la care mi-am propus să plec în prezentarea de astăzi. Prima aparținându-i Sfântului Nichifor, Patriarhul Constantinopolului, cea de-a doua Sfântului Teodor Studitu, egumenul Mănăstirii Studion, doi teologi fundamentali, iconofili, din a doua fază a iconoclasmului. Ceea ce ne poate surprinde la prima vedere în aceste două definiții sunt termenii folosiți pentru a defini icoană. Replică, întipărire, amprentă, pecete, imprimare, efigie. Nu sunt termeni familiari artelor plastice, termeni desprinși, preluați din limbajul artelor plastice, ci preluați din limbajul sigilografiei, acea știință care se ocupă cu studiul sigililor și a simbolisticii aferente acestora, asociată și, bineînțeles, și cu heraldica. Ce vor să ne transmită acești doi mari teologi iconofili prin această definire a icoanei drept pecete? În primul rând, ne dăm seama că este vorba de o obiectivitate în cea mai deplină măsură a formei, a icoanei. Da? Icoana nu este, nu se poate afla la arbitrariul omenesc, nici al pictorului, nici al comanditarului, nici al credinciosului. Icoana este expresia unui adevăr care transcende lumea noastră. În al doilea rând, ceea ce rezultă de aici foarte strâns, pentru cei care, mă rog, sunt familiarizați cu sigilografia, știu ce însemna pe vremuri, ce importanță, ce relevanță juridică conferea o pecete a unui domnitor, a unui boier, imprimată în hârtia, să spunem, unui document, da? Pentru a confirma, a garanta autenticitatea deplină că acel act este emis de către domnitor, acea semnătură este semnătura titularului de drept, nu al cuiva. Știu foarte bine că între pecete, între inelul sigilar și amprenta pe care el o lasă în materia documentului, nu există decât, exact cum spune definiția, o distincție de materie. Da? Nimeni nu-și poate pune problema că amprenta pe care o lasă inelul sigilar este alta decât cea a inelului matrice sau ar fi diferențe, ar exista diferențe între cele două. Deci ce ni se sugerează este foarte clar legătura indisolubilă între icoană și prototip. Pentru a defini această legătură, cei doi mari apărători ai icoanei fac recurs la instrumentarul oferit de logica aristotelică, mai precis la categoria relativilor. Ce sunt relativii? N-o spusese însuși Aristotel, sunt relative acei termeni a căror natură capătă înțeles în comparație cu altceva sau printr-o raportare la altceva. Prototipul și icoana, spune Sfântul Teodor Studitu, țin de categoria relativilor, căci prototipul introduce întotdeauna împreună cu sine icoana cărui prototip este, precum dublul introduce întotdeauna cu sine jumătatea față de care se zice dublu, căci nu ar putea exista prototip dacă n-ar exista icoană, nici dublu dacă nu s-ar gândi mai întâi o jumătate. Lucruri care subzistă și se gândesc în același timp ca unele ce sunt simultan. Deci lucrul esențial pe care vreau să-l înțelegem este că bizantinii gândesc icoana în relație cu prototipul în maniera relativilor. Ideea de relație, ce este această relație, ne-o spune Sfântul Nichifor Mărturisitorul, vorbind de asemănarea formală dintre icoană și prototip. Și spune el, asemănarea formală
este un fel de relație care mediază între termeni extremi și anume între cel asemănător și cel asemenea, unificându-i prin forma văzută și legându-i, chiar dacă acești termeni se deosebesc prin fire, căci fiecare din cei doi este un lucru și un alt lucru prin fire. Ceea ce pune în relație, așadar, cei doi relativi, icoana și arhetipul, în ciuda deosebirii lor de ființă sau de substanță, de materie, este așadar prezența aceleași forme văzute ca formă vie sau model în arhetip și ca formă neînsuflețită sau asemănare în icoană. Această formă văzută sau sensibilă reprezintă ansamblul trăsăturilor exterioare ce diferențiază o persoană de o altă persoană și care, potrivit Sfântului Teodor Suditus, sunt însușiri caracteristice ipostatice. Particularizând în plan văzut un ipostas reprezentabil iconic, aceste trăsături au un caracter unic și inconfundabil, încât icoana unei persoane nu va fi niciodată identică cu a alteia. De aici decurge grija cu care sunt consemnate fizionomiile sfinților, sumar sau în detaliu, în erminile de pictură bizantină și preocuparea iconarilor vechi de a reproduce forma originară, forma prototipului. Prin întipărirea grafică a trăsăturilor sale exterioare în icoană, în materie icoanei, ipostasul sau persoana se face văzută și implicit prezentă, dar nu ființial, căci materia icoanei nu are nimic în comun cu firea arhetipului, ci ne spune Sfântul Teodor Suditu, în maniera reflectării originalului în oglindă. Prin icoană ajungem așadar la cunoașterea ipostasului înfățișat și putem intra noi, credincioșii, în relație cu el. Și aici intervine o distinție fundamentală care ne lămurește diferența de perspectivă care există, care se poate observa în decursul istoriei bisericii, în special între Occident și Răsărit, diferența de înțelegere asupra icoanei. Când privești materia icoanei, spune Sfântul Teodor Suditu, natura icoanei, n-ai putea numi ceea ce se vede nici Hristos, nici icoana lui Hristos. Căci ea este poate lemn, culoare, aur, argint sau altă diferită materie de la care se și numește așa. Dar când privești asemănarea prin întipărirea arhetipului, poți numi ceea ce se vede și Hristos și a lui Hristos. Da? Când spune o poți numi Hristos, se referă la omonimie, adică la faptul că pe icoană este întipărit însuși numele prototipului. Da? Trecem Iisus Hristos, nu icoana lui Iisus Hristos, Iisus Hristos și a lui Hristos prin relații. Relația dintre icoană și prototip. Ori pornind de la această distinție fundamentală, această înțelegere de o subtilitate extraordinară pe care o arată bizantinii față de icoană, se conturează două percepții foarte diferite, îndrăznesc să spun, asupra icoanei. Icoana înțeleasă doar ca obiect, da? Obiect de artă, obiect istoric, obiect patrimonial și, bineînțeles, obiect de cult, obiect liturgic. Este logica pe care o întâlnim la iconoclaștii bizantini, este logica pe care o întâlnim în secolul VIII la armeni și este logica pe care o vom întâlni și în perioada mai veche și în perioada post-iconoclastă în Occident. Și aici, cumva, taberele se separă. Da? Icoana privită ca obiect determină două atitudini. Fie respingerea ei radicală, precum în cazul iconoclaștilor, care o distrug, o refuză, fie sacralizarea sa prin rânduiala de sfințire. Deci ca ea să poată fi introdusă ca obiect sacru prin care are loc, spun armenii, trecerea de la ceea ce este profan la ceea ce este sacru, prin sălășluirea Harului Duhului Sfânt în acel obiect numit icoană. Da? Prin sfințire. Prin rânduiala de sfințire. Da. Deci ori o distrugem, ori o sacralizăm. Ca să ce? Să depășim impedimentul, piatra de potignire pe care o reprezintă materialitatea icoanei, care nu poate fi în logica icoanei înțeleasă ca obiect depășit altfel. Da? Deci ori o distrugem, ori o sacralizăm. Într-o cu totul altă perspectivă, însă, se situează icoana înțeleasă drept relativ.
icoana înțeleasă de către bizantin în relație cu prototipul. Potrivit patriarcului Nichifor, asemănarea formală autorizează omonimia, aceeași denumire desemnând și icoana și modelul. Astfel încât trebuie afirmat că icoana împărtășește comunitatea și relația cu prototipul, nu doar potrivit formei sensibile, ci și potrivit omonimiei. Omonimia este inerentă economiei iconice și nu are simplu rol de identificare, ci pe acela de a consfinți autenticitatea asemănării redată în icoană. Sfântul Grigore de Nisa merge până într-acolo încât să atenționeze că icoana care nu poartă asemănarea nu este vrednică să poarte nici numele prototipului. Este un fals ceea ce se produce acolo. Teologii ortodoxi contemporani au evidențiat puterea revelatoare și relațională a numelui. Numele exprimă concentrat persoana, afirmă Părintele Stăniloae. El provoacă persoana care îl poartă să-și trimite lucrarea acolo unde este pomenit. A ne gândit doar la rugăciunea lui Isus. Aceeași idee este exprimată și de Părintele Michel Quesnot. În icoană, panoul de lemn și pigmenții devin locul prezenței mistice a persoanei reprezentate. Loc unde înscrierea numelui poartă energia ființei numite cu credință și iubire. Această înscriere a numelui și această asemănare formală cu modelul sunt cele care formează icoana, care îi conferă identitatea, dimensiunea ipostatică ce creează relația. În plus, îi conferă ce sfințenie și har, căci ipostasul cu care icoana se află în relație este sfânt. Prin forma văzută și prin numele arhetipului sfânt întipărite în natura sa, icoana se umple de sfințenia și de harul arhetipului, a persoanei înfățișate. Dar menirea icoanei se împlinește prin faptul că ea îl pune pe credincios în relație cu modelul ei. Așa că la rândul ei împărtășește harul și sfințenia prototipului. Ea face parte, spune Patriarhul Nichifor, dintre lucrurile care ne sfințesc mințile și trupurile. Și ca orice lucru sfânt, este vrednică de închinare. Atâta timp cât icoana are întipărit în ea chipul arhetipului și poartă pecetea epigrafeului, adică a numelui. Deci nu poate fi icoana altcuiva, trebuie să-i se acorde cinstirea cuvenită ca una ce este arhetipului. Închinarea adusă icoanei se înalță la prototip, potrivit formulării axiomatice a Sfântului Vasile cel Mare, inclusă și în definiția dogmatică a Sinodului 7 Ecumenic. Iar Patriarhul Nichifor adaugă că dacă venerez cu adevărat prototipul, este evident că venerez de asemenea și derivatul, căci icoana împărtășește cinstirea adusă modelului. Faptul că icoana este venerată nu implică însă două închinări, pentru că nu există o altă închinare dată substanței icoanei, ci există o unică închinare care se adresează ipostasului, căci unică este forma sa văzută în prototip și în icoană. Însă, datorită diferenței de substanță dintre icoană și prototip, închinarea este unică, spune Sfântul Teodor Studitul, numai în ceea ce privește asemănarea ipostatică și de aceea icoana nu poate fi situată pe același nivel ființial cu arhetipul, fiind inferioară celui în slavă și fiind numită sfințită în timp ce prototipul este numit sfânt. Ceea ce este venerat în icoană, ne spune tot Sfântul Teodor Studitul, este așadar efigia sau forma prototipului imprimată ca o pecete în ea, substanța icoanei rămânând cu totul în afara comuniunii de închinare cu prototipul, care este separat de materie, deși se vede în ea ca într-o oglindă. Acesta este un adevăr cu valoare de axiomă în apologetica iconodulă ortodoxă. A venera și materie icoanei alături de efigia prototipului înseamnă a scinda unica închinare adusă ipostasului și a introduce o a doua închinare pe care Sfântul Teodor Studitul o consideră absurdă și idolatră. În momentul în care forma întipărită a prototipului se șterge, icoana își pierde sfințenia și nu mai poate fi venerată, căci rămâne doar materia neînchinată ca una ce nu are nimic cu asemănarea, ne spune Sfântul Teodor Studitul. În această situație, o tradiție veche a Bisericii, consemnată de Sfântul Atanasie cel Mare, de Leonțiu de Neapole și de Sfântul Ioan Damaschin, prevedea arderea lemnului în foc, primii doi autori sublinind limpede că lemnul devine lipsit de valoare. Mai târziu, fără a preciza cum se scoteau din uzul liturgic icoanele deteriorate grav, Patriarhul Filotei Cochinos consideră că materia icoanei
deși nu mai putea fi venerată, nu putea fi necinstită și utilizată în scopuri profane, deoarece a fost sfințită prin acele venerate întipărituri și nume. Mai adaug aici că în pravila lui Matei Basarab nu se recunoaște această tradiție a arderii, ci se recomandă îngroparea icoanelor deteriorate la loc curat. În concluzie, cu ce rămânem? Cu două întrebări care corespund la două perspective asupra icoanei. Este icoana un obiect sau este icoana un relativ? De aici, decurgând o înțelegere fundamentală a icoanei, da, a ceea ce este icoana, și de aici decurgând ce? O implicație fundamentală asupra ceea ce înseamnă stilul icoanei, deci formele de expresie, tehnica icoanei și, nu în ultimul rând, condiția iconarului. Vă mulțumesc! Adâncă teologie și har în cuvintele Sfinților Părinți citați de Ștefan, mărturisesc că am discutat înainte și eram puțin pregătit pentru consistența textului și ideile prezentate, dar chiar și așa, chiar și fiind pregătit pentru acest text, simt o mare nevoie de a-l reciti cu pixul în mână. Va fi publicat, doar, nu? Va fi publicat pe site-ul Anastasie și pe, sperăm, catalogul pe care îl vom putea scoate cu expoziția. Menționez acum un invitat de onoare al expoziției, al expoziției noastre, pe doamna Ioana Iancovescu, care este prezentă printre noi prin articolul pe care l-a scris ca, să zicem, o analiză a situației fără precedent în care ne aflăm, aceea de a, să zicem, după o revoluție, de a nu avea un stil propriu, o sarcină grea pentru noi de a-l regăsi. Și vă invităm să citiți acest text pe site-ul anastasis.com.ro. Este de asemenea un text important, scris de o persoană cu multă autoritate în istoria artei și care pune probleme serioase și care, sperăm, ne pot orienta în demersul nostru. Pentru că icoana și iconografia bisericii se adapă din imnografia bisericii, și pentru că aceste expresii artistice ale aceluiași duc sunt îngemânate, îl avem alături de noi și pe Ion Minoiu, muzician profesionist, a profesat în Londra, în orchestră și în dirijat, dar mai nou, așa cum se auto-intitulează, dascăl de psaltitie, dar preocupat de, și de această îngemânare, de această împreună lucrare a celor două domenii. Cei care, poate că ați mai urmărit conferințe și, să zicem, prezentări de ale dânsului. Ne bucurăm că ne este alături și vă invităm să ne țineți cu eu am să mă ridic în picioare pentru simplu motiv că mi s-a făcut frig. Da, vreau să vă spun că mi-ați dat o sarcină foarte grea să mai iau cuvântul după domnul profesor. Mi-e și frică să mai deschid gura. Într-adevăr, trebuie studiat textul cu creionul. Mă gândesc să vă împărtășesc niște gânduri așa, poate încă necoapte, în scurtul timp care mi este alocat. Am schimbat cu totul tactica. Mă gândesc să mă leg chiar de unele gânduri pe care le-ați spus dumneavoastră. Poate că de asta, domnule profesor, Biserica Ortodoxă n-a permis niciodată pictarea unui chip după imaginație. Și nici folosirea unui model, fie el autoportret sau un actor sau o femeie. Pentru că în sine este un fals. Identitatea adevărată a numelui înscris pe icoană și cea a numelui actorului, persoanei, este alta. Chiar dacă actorul respectiv a fost ales pentru asemănarea lui mare cu imaginea pe care noi o aveam înscrisă în noi despre imaginea Mântuitorului. Apropo de ceea ce a spus, în tradiția greacă nu există slujbă de sfințirea icoanei. Nu mai există. A existat. Un secol și ceva. Ah, bun. Da. M-ați dus cu gândul la faptul că după ce a ieșit filmul acela Iisus din Nazaret, au apărut chiar și niște iconițe cu imaginea actorului.
este un fals pe care tradiția canonică nu l-a acceptat. Nu, ăsta, Robert Paul. Da. Da. Dar să încep totuși cu începutul, că dacă o iau de la sfârșit spre început, s-ar putea să mă și pierd în mulțimea gândurilor care îmi vin acum. A atins Alexandru la început ideea asta de organizare a unei expoziții de icoane. Păi, dacă ne gândim la așa ceva, însuși acest fenomen, acest eveniment al nostru care începe astăzi, e un fel de paradox. În ce sens? La o privire mai de suprafață, fenomenul acesta de convertire a unui act de credință într-un act cultural. Vedeți, o expoziție de icoane organizată într-un cadru teoretic laic, profan, într-o cuhnie. Deci o convertire a unui act de credință, unui act religios, ca să mă exprim așa în termeni mai largi ai sociologiei, într-un act cultural, face parte dintr-un proces mai lung de secularizare a culturii, care a început mai întâi în Renaștere. E adevărat că atunci mascat, dar a continuat fățiș începând de la iluminism încoace. Sigur că o astfel de afirmație poate stârni foarte multe comentarii. Eu mă gândesc în timpul scurt de acum să fac două observații, pornind de la cazul nostru concret. Dacă ne uităm la această cuhnie în care sunt expuse icoanele, o cuhnie de sfârșit de secol, o bucătărie de sfârșit de secol XVII, poate început de secol XVIII, atunci vom observa că nu e un cadru atât de nepotrivit pentru o astfel de manifestare, cel puțin din punct de vedere stilistic și arhitectural. Chiar făceam, intrând în incinta palatului, făceam un exercițiu de imaginație, dacă mi este permis, și mă gândeam că dacă acea biserică din afara zidului de incintă ar fi cumva mutată în interiorul spațiului arhitectonic, atunci acest spațiu care a avut o destinație laică încă din fază de proiect, a fost proiectat pentru a deveni reședința unuia dintre fiii domnitorului Constantin Brâncoveanu, Sfântului, chiar acest spațiu arhitectonic n-ar mai putea fi deosebit de unul ecleziastic, de unul monahal, monastic. Asta ne spune nouă ceva. Păi dacă o bucătărie poate prezenta trăsături arhitecturale, să spunem, bisericești, păi atunci înseamnă că concepția, cel puțin a omului din acea perioadă, era diferită decât concepția noastră a omului de astăzi. El nu făcea o demarcație atât de precisă între sacru și profan. De ce? Pentru că vedea omul laicul, credinciosul în special, al epocii respective, dar și până aproape de vremurile noastre, vedea lumescul, lumea, penetrată de puterea nezidită a lui Dumnezeu, de lucrarea lui și de rațiunile dumnezeiești, care până la urmă tot la Dumnezeu îl întorceau. Deci pentru laicul de acum, cel puțin în societatea românească de acum 200-300 de ani, nici nu exista probabil profan cu adevărat. Sigur că poate că o să mi se spună că lumescul, lumea, seculum, au luptat biserica din totdeauna. Și așa este, ne spune și Mântuitorul în Sfintele Scripturi. Dar o demarcare atât de drastică între sacru și profan e de fapt o idee de sorginte modernă. Ba chiar mult mai nouă în cazul societății noastre românești. Astăzi condițiile noastre se schimbă și poate așa voi încerca să fac o legătură cu subiectele dumneavoastră. Omul nu mai crește în mijlocul firii și nici nu mai este educat în mijlocul firii, așa cum erau strămoșii noștri, mai apropiați sau mai îndepărtați. Cadrele se schimbă, suntem înconjurați acum, cel puțin cei ce trăim în orașe, de
cât mai multe betoane, metal, sticlă, din ce în ce mai mult plastic, din ce în ce mai multă realitate virtuală, din ce în ce mai multe relații artificiale, sociale, pe bază electronică, mai degrabă decât pe baza reală a relației interumane. Și ne luăm informațiile, acum sursa noastră de informație nu mai este nici măcar firea, ci ecranul tabletei, telefonului, computerului, televizorului. Asta ne face să ne schimbăm foarte mult percepția asupra lumii de aici și asupra lumii de dincolo. Asta ar fi una dintre observațiile pe care le-am de făcut la prima mea afirmație, cea legată de expoziția de icoane. Dar, vedeți, într-adevăr, pe simezele unei expoziții, nu mai poți să abordezi icoana, așa cum spunea domnul profesor, ca pe o persoană. De fapt, noi în biserică putem aborda până și cuvântul ca o persoană, pentru că cuvântul a stat la baza zidirii lumii. Ne spune Scriptura că Dumnezeu a zidit toată lumea prin cuvânt. Deci, până la urmă, și icoana este zidită tot prin cuvânt. Și imnul, și toate celelalte. Cum poți să abordezi cuvântul ca pe o persoană? Simplu, sărutând dumnezeieștile Scripturi. În slujba de... Raportarea prin sărutare o faci ca față de o persoană, nu față de un cuvânt, nu față de o carte. La fel și față de icoană. E adevărat că pe aceste simeze nu o să poată credinciosul să trateze icoana ca pe o persoană, ca pe un obiect liturgic, cum ați spus. Nu mai este nici în cadrul lui liturgic, e rupt de cadrul lui natural. Și probabil că o va privi ca pe un obiect, ca pe un exponat. Deci nu mai putea să bată mătănii în fața ei, nu o să poată să aprindă lumânări, nu o să poată să o poarte în procesiuni și așa mai departe. Da, e adevărat. Însă de multe ori, și mai ales în societatea noastră contemporană, de asta v-am spus că paradoxul ăsta al fenomenului nostru e caracteristic societății noastre, de multe ori o astfel de manifestare ne dă ocazia să ne întâlnim cu o icoană canonică. După cum de multe ori și o cântare ortodoxă canonică o poți mai degrabă auzi pe scena unui concert decât în destule biserici. Sigur, acum nu încerc să devin justițiar sau să privesc fenomenul cu osânditor, dintr-un punct de vedere osânditor. Dar mă întreb, ce ne face pe creștinii de astăzi și pe mulți dintre slujitorii biserici să nu mai înțelegem ce este icoana, ce este imnul, ce este canonic? Să nu mai căutăm, din cauza că nu mai înțelegem ce se petrece acolo, să nu mai căutăm icoana canonică și, ca un rezultat, să nici nu o mai dorim. Eu sunt un om, cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, umblat prin multe locuri. Și știu situația. Poate că dumneavoastră aici în București și noi și în alte centre mari, urbane sau universitare sau în mănăstiri, nu știm ce se întâmplă cu adevărat, pentru că a avut într-adevăr loc un adevărat reviriment, o adevărată renaștere a iconografiei după anii 90. Și nu e o simplă modă, pentru că valul acesta durează de aproape 30 de ani deja. Acum se produc asocieri, disocieri. Vedeți, e ceva normal. E un proces normal, cred eu. Mai ales acolo unde n-a mai existat o continuitate, cum a fost la noi, dar cum e și cazul Greciei sau al Rusiei. Da. Unde eram? Deci, avem posibilitatea, ne dă posibilitatea un astfel de eveniment să ne întâlnim cu icoana, cu imnul canonic. Mai ales într-o perioadă în care întreaga această cultură iconică, spuneați acolo în titlul dumneavoastră, ales pentru conferința noastră, temeiuri iconografice în biserică. Păi eu aș spune că iconicitatea este chiar temeiul bisericii. Icoana ce face?
deschide, trimite către altceva. Pe când, dacă este vorba de idolatrie, idolul închide, el acaparează, îți vrăjește privirea cu o frumusețe deosebită, dar te limitează, nu te lasă să te uiți la altceva decât la el. De unde acest exclusivism al idolatriei? Poate din conștiința idolului că el nu este realitatea ultimă. E o invidie la mijloc. Nu știu ce să vă spun. Dar vedeți, aici stă diferența între o artă iconică și una naturalistă. Că dacă idealizezi naturalismul, atunci vei afirma prin aceasta că arta ta este supusă schimbării și stricăciunii și circumscrisă morții, așa cum este natura. Bun, suntem chemați astăzi în societatea noastră contemporană să ne apărăm valorile. Bine, da, să le apărăm. Dar ce să aperi dacă nici nu le cunoști măcar? Și cum să le aperi dacă nu le iubești? Dar cum să le iubești dacă nu le cunoști, vedeți? Și atunci, cum să aperi ceva ce nici nu cunoști? Poate că acestea sunt niște ocazii. Astfel de expoziții, astfel de întâlniri, astfel de cuvântări. Să ne întâlnim cu aceste adevăruri, dar depinde de noi cum le ducem mai departe. Asta a fost o extremă a paradoxului. M-am lungit puțin cam mult. Mai am timp? Da. Într-o altă extremă, văzând efortul care s-a depus aici de a organiza acest eveniment, câți iconari și-au lăsat comenzile, și-au lăsat alte obligații pentru a organiza această expoziție, au venit părinți, nu știu, au venit și în persoană, parcă din Sfântul Munte am auzit, sau cel puțin și-au trimis, pardon, da, deci au venit monahi aghioriți, oameni care practic și-au închinat întreaga viață lui Dumnezeu. Văzând acest efort, care e un efort pornit de jos, asta e un semn că poate e pornit dintr-o necesitate reală. Pentru că de multe ori proiecte pornite de sus, din cine știe ce cancelarii de palat sau birouri de minister, în domeniul credinței, de multe ori nu fac decât să strânească diversiuni, să strânească tulburare, dezbinare între credincioși. Deci, văd acest efort ca un efort autentic, pe care sper să îl ducă Dumnezeu mai departe. Nu pot să nu mă gândesc la faptul că întreaga vestire a creștinismului este făcută pentru om. A fost, este și va fi făcută pentru om. Dar mă duce gândul și mai departe la un adevăr pe care îl spune însuși Apostolul Pavel în Epistola după Galateni, că da, este buna vestirea creștinismului pentru om, dar nu e de la om. Și nici după om. Păi dacă nu e de la om, atunci este descoperire dumnezeiască. Este manifestare. Până la urmă, tot ceea ce este creștinism este manifestarea slavei lui Dumnezeu. Iar dacă nu este după om, atunci bună vestirea creștinismului nu e croită pe tiparele și pe înțelesul acestei lumi. Vedeți? Cam ăsta e paradoxul de care vă vorbeam. Mă gândesc că acum tradiția aceasta este luptată atât din afară, cât și din interior. Și aici ar trebui să ne concentrăm mai mult. E un subiect de meditație. Nu o simplă meditație mentală, ci una duhovnicească care implică și rugăciune. Vorbesc sociologii de vreo 5-6 ani de un fenomen de desbisericire a lumii. Dar personal, cred că deja acest proiect, acest proces, din multe privințe, a fost încheiat. Mai degrabă, acum, lumea trece printr-un proces care a început de acum vreo 30 de ani și pe care Sfântul Paisie Aghioritul îl denumea în felul lui plastic și viu, un proces de democratizare. Dacă vorbim despre despisericire,
mai degrabă aș spune, fără să vreau să șochez pe nimeni, că putem vorbi de o despisericire a bisericii. Pe aceasta ar trebui să ne concentrăm și mai mult de acum încolo și să vedem cum facem față nu numai provocărilor, ci veritabilului război pe care Duhul lumesc, Duhul secular, îl dă întregii tradiții iconografice. Și mă gândeam să vă arăt, dacă cumva mai am timp, 3 minute. Poate că nu să vă mai vorbesc acum, dar dacă mai rămâne timp de întrebări și vine în discuție, dar sunt mai multe subiecte la care trebuie să medităm. Ce să spun în două cuvinte? Unul, la legătura dintre iconicitate și canonicitate. Ce este canonicitatea? Este ca putința unui lucru, cum e o icoană sau un imn, de a prinde împreună două realități. Una pe plan dumnezeiesc și alta pe plan omenesc. Dar este o pătrundere care are un echilibru lăuntric unic. Dacă se exagerează o parte sau cealaltă, atunci intrăm într-o zonă a ereziei. O zonă a necanonicului. De pildă, dacă exagerăm latura aceasta spirituală dumnezeiască, putem ajunge într-un spiritualism rupt de realitatea iconoclast. Iconoclastul nu a pierit în secolul al VIII-lea sau al IX-lea. El a continuat sub diferite forme și până astăzi. Asta vreau să vă spun, că cultura asta laică care luptă cultura iconică e de fapt în sine o cultură aniconică, ba aș spune chiar anti-iconică. N-am timp să vă explic acum, poate avem timp în timpul întrebărilor, sau dacă am timp să rume, cum se spune, aceste gânduri mai bine, să scriu un articol în care să explic aceste lucruri mai pe larg. Odată, dacă exagerez partea lumească, și lucrul acesta este valabil nu numai pentru icoană și pentru imn, ci pentru întreaga biserică. Întreaga biserică nu devine decât un fel de departament de stat cu funcționari, vedeți, și care se preocupă de tot felul de lucruri, poate mai puțin de cele care vizează mântuirea, vizează arătarea slavei lui Dumnezeu în orice, care trebuie să transpară și în icoană și în imn. Iată acest echilibru care trebuie păstrat în canonicitate. Un subiect de meditație care ne va da multe răspunsuri și în ceea ce privește problema noastră. Un altul ar fi problema botezului artelor sau a elenismului. Adică dacă preluăm ceva din această lume, să știm cum să o preluăm. Întotdeauna biserica a avut înțelepciunea să preia din lume tot ceea ce era conform cu învățătura ei. Sfinții părinți n-au ezitat să preia din lume tot ceea ce era bun pentru învățătura bisericii. Dar cum au făcut-o? Și aici trebuie să medităm mai mult. Cum au făcut acest proces de transfigurare a lumescului? Printr-un botez. Dar ce înseamnă un botez? Dacă citim în cărțile de cult, vedem că înseamnă, de fapt, moarte și înviere. Adică, pentru a transfigura ceva, întâi trebuie să dai morții acel ceva, adică să-l sacrifici ritualic, pentru a-l reînvia apoi într-o nouă lumină. În lumina lui Hristos. Păi deconstruind părinții și reconstruind anumite concepte, elenismul sau orice altceva, ceea ce a reînviat a avut valențe cu totul diferite, inedite, față de ceea ce erau înainte. Sunt multe alte teme de meditație. Pot să mai spun o singură idee? O să încerc să o fac cât mai scurtă. Vedeți, vocația icoanei este și teofanică, pe de-o parte, pentru că ea trebuie să-ți arate dumnezeirea, să te trimită mai departe decât ea. Să-ți arate cele cerești, pe de-o parte, și pe de alta catehetică. Și de asta iconarii, imnografii, au o răspundere enormă, cu care nu se pot juca, pentru că se trezesc că se vor juca cu veșnicia. Și veșnicia nu poți să o trișezi. De aceea este foarte important să-L punem pe Dumnezeu în primul plan și să ne dăm noi ca creatori pe planul al doilea. Nu e o mișcare teatrală, ci de fapt reflectă adevărul că Dumnezeu, Cel care a creat prin cuvânt lumea, El l-a creat și pe iconar, și pe imnograf, și pe slujitorul bisericii. Nu numai că l-a creat, l-a zidit,
dar îl și inspiră, îl insuflă. Și pe deasupra, tot el este și cel care îi se descoperă. Mă opresc aici. Nu. Noștri și sperăm că aceste gânduri vor aduce lămuriri de mersului nostru ca iconar. Acum avem foarte un, bineînțeles că timpul pentru întrebările și un dialog mai viu s-a scurtat, având în vedere că mesajul se apropie, dar cred că pentru două, trei întrebări reușim, așa că dacă cineva dintre dumneavoastră socotește că se pot preciza niște lucruri, putea începe eu cu întrebare pentru Părintele Forbea, dacă nu are o întrebare. A spus că liturghia este aceeași, dar în același timp este nouă. N-am înțeles foarte bine și aș fi vrut. Pentru că și noi pictăm o icoană după un prototip, să zicem, după un model. Având în vedere dinamismul duhovnicesc din biserică și dinamismul Duhului Sfânt despre care am vorbit, evident că fiecare liturghie este nouă. Cuvintele, da, sunt aceleași, dar liturghia nu se repetă. Fiecare liturghie este nouă, nu numai prin faptul că vorbim de săvârșitori, de credincioși, dar dacă nu este nouă și se repetă, atunci ea nu este liturghie. Deci este astăzi, acum, acel acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, arată foarte clar că fiecare slujba bisericii și fiecare liturghie, mai ales Sfânta Liturghie, este nouă. Aici este, de fapt, marele sal duhovnicesc, anume faptul că este vorba despre o participare a credincioșilor, este vorba despre o împărtășanie și Sfânta Împărtășanie nu se învechește niciodată, atunci are loc această taină euharistică, prefacerea trupului și sângelui, materiei de pâine și vin în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Deci nimic nu se repetă. Și așa este și în taina, este în icoană. Ea este, într-adevăr, după anumite canoane, dar în același timp ea trebuie să fie întotdeauna nouă, pentru că există acest dinamism. Acest dinamism al întâlnirii cu Mântuitorului Iisus Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții, și mai ales liturghia n-are cum să se învechească. Adică este o... dacă se repetă, și aici este, cred eu, și o greșită receptivitate în ceea ce privește cuvintele Sfintei Liturghii. Da, se repetă. Dar de fiecare dată, aici este, să zicem, paradoxul cuvântului în liturghie, că el nu se învechește. Ori de câte ori rostim cuvintele în liturghie, ele ne fac să coboare în sufletul nostru, în inima noastră, acea noutate duhovnicească. E foarte greu. Acum, sincer, mie mi-este foarte greu să explic teoretic cum în icoană ai fi, mă rog, reușești să păstrezi această noutate. Însă este foarte clar. Persoana care iconizează este întotdeauna o persoană nouă și, așa cum spuneam încă de la începutul cuvântului meu, gândurilor pe care le-am exprimat, dacă noi înțelegem, iată eu pe toate le fac noi, vorbim despre o noutate continuă în ceea ce privește liturghia și în ceea ce privește liturghia aceasta a iconarului. Da. E foarte greu să explic cum. Însă e o poveste de simțământ aici. Fiecare care participă se împărtășește de fiecare dată. Pot fi într-un timp anume, într-un spațiu anume și așa mai departe. Deci nimic nu se învechește. Nu se repete, iertați-mă. Și nu se învechește. Și nu se învechește, da. Avem o întrebare.
noi o simțim că nu e. Fiecare încearcă o direcție. Da, fiecare încearcă o direcție. De ce? Pentru că există o tentație a originalității până la urmă și în condițiile în care astăzi trebuie să te afirmi, într-un context în care vorbim de, s-a vorbit aici despre concurență, dar în același timp de idoli. Este de fapt o atitudine idolatră atunci când vrei să fii neapărat original. Poți fi original în ce sens? În sensul în care te așezi. Felul tău de a te așeza în lucrarea duhovnicească a bisericii și prin această liturghie a icoanei, cred eu că este esențial. Însă subornicitatea este foarte... Eu, sincer, am avut o problemă, mergând la Sankt Petersburg, spre exemplu, am intrat în sobor. Sobor este catedrală. Și când am văzut catedralele acelea în care intrai cu macaroa prin sfintele uși, am zis, frate, zic, unde este cerul acela care pe formele rotunde coboară pe pământ, intimitatea, apropo de subornicitate. Și atunci mi-am dat seama, nu mai spun de muzică, muzica aceea recitativă, care, sincer, pentru mine e destul de greu de... De aceea cred eu că e foarte important să vorbim de această subornicitate și în pictură și în muzică, pentru că s-a spus aici, ca să avem acest simțământ profund că slujim de fapt aceeași tradiție sfântă în, și în liturghie, și în arhitectură, și în iconografie. Dar mi este foarte greu să explic cum am putea noi, astăzi, cel puțin pe terenul acesta al icoanei, să ajungem la această... Poate... Da. Împăratul bizantin cu patriarhul, cu întregul sobor, o discuta, o analiza și o transmitea iconarilor. De aceasta cred că exista acea unitate subornicească. În fiecare perioadă, lucrurile acestea simt că nu mai comunică astăzi. Nu avem lucrare de grijă sau nu. Da. Nu știm cum să o accesăm, nu știm cum să... Chiar dacă organizăm câteva evenimente, care sunt foarte concentrate, foarte scurte pentru dialog, iar mai departe lucrurile încă nu continuă, pragmatic vorbind. Da. Ce soluție de aia? Nu pot să dau soluții. În primul rând pot să spun că, într-adevăr, trebuie în primul rând privite teologic lucrurile și teologic lucrurile converg atât pentru imn cât și pentru icoană. Pentru că dacă ar fi străină una de alta, dacă ar fi străină una de alta, nu s-ar putea vorbi despre același principiu. Ele sunt parte ale unui mădular viu al bisericii. E adevărat, în timpul împăraților bizantini era o altă situație, dar asta am încercat, mă rog, fragmentar rupt, să explic că întreaga nootropie, zice Greco, întreaga raportare a omului la lume s-a schimbat. Nu mai are cine să mai aibă grijă de asta. Nu mai e împărat bizantin. Conducătorii de asta sunt laici. Însă și noțiunea de laic s-a schimbat în sine, calitativ. Ai deschis un subiect foarte larg. Dar vezi, cultura asta care ne afectează pe toți, chiar dacă nu suntem de acord cu ea, ne-a schimbat modul de percepție. Nu o să intru în detalii de genul ăsta, dar voi spune că una dintre obsesiile contemporane este obsesia originalității. O găsești peste tot. Dacă faci o lucrare de doctorat, se cere originalitate. Sigur că asta împinge spre alte domenii la un moment dat. Dar devine obsesie și tot ceea ce devine obsesie e nociv. Soluție numai Dumnezeu poate da. Dar trebuie să avem dispoziția și deschiderea de a păstra sobornicitatea între noi, cel puțin la nivelul ăsta, de a păstra discuția deschisă și de a fi deschiși la schimbare. Un dialog mai frecvent și mai lucrător în rândul vreselor, cred că ar fi o soluție. Da.
Și între brezle. Cât putem noi să-l purtăm organizatorii. Și între brezle, aș spune. Da, eu mi-am pus problema aceasta a sobornicității și să știți că este o problemă relativ simplă. Am să vă dau un exemplu, dar asta ține de Evlavia Ortodoxă. Am fost în pelerinaj în Grecia pe urmele Sfântului Apostol Pavel în 2017 și marea mi-a fost mirarea, dar o mirare în sensul bun al cuvântului, la Sfântul Efrem cel Nou. Trebuie să spunem că cei mai mulți pelerini sunt români. Asta este o sobornicitate. La Sfântul Nectarie, cred că cei mai mulți pelerini care sunt prezenți la sărbătoarea Sfântului Nectarie sunt români. Spre exemplu, fetița mea a avut examene anul trecut cu bacalaureat, cu admitere și a găsit soluția. Sfântul Efrem cel Nou, un acatist care Sfântul Efrem cel Nou luminează pe cei care se pregătesc în așa, și a spus și băiatului care avea rezidențiat, eu îți dau soluția, Sfântul Efrem cel Nou, așa. Dar faptul că, apropo de sobornicitate, în spiritualitate, în general vorbind, spre exemplu, faptul că ne regăsim uneori în literatura, în scrierile lui Dostoevski. Prin ce? Prin Filocalia tradusă de Sfântul Paisie Velicicovski în limba slavă, cu ucenicii lui. Faptul că iată, mulți dintre sfinții noi, deci canonizați, pentru că Sfântul Efrem, deși a trăit într-un secol, a fost descoperit după 500 de ani, și într-un mod, a spune eu, neînțeles din punct de vedere logic, totuși, iată că Sfântul Efrem cel Nou este atât de prezent, foarte mulți sfinți din Grecia sunt prezenți în Evlavia noastră. Lucrul acesta arată... Nu există granițe naționale. Nu există granițe, nu există... Deci eu văd aceasta ca o sobornicitate. Faptul că Sfântul Paisie, care a fost citat aici, Sfântul Paisie Ghioritu, ne este atât de familiar, îl simțim în familia noastră duhovnicească, este o notă de sobornicitate. Aici e mult de lucrat, părinte, cred că la... clarificarea asta între sobornicesc și național, avem foarte mult de lucrat încă cu toții. Dacă revenim puțin la modul în care ne raportăm la tradiție, vreau să spun scurt câteva gânduri ale mele ca iconar. Este esențial cum ne raportăm la acest gând al originalității și al cum ceea ce învățăm de la meșterii cei vechi. A fost o experiență la un examen de stagiatură la comisie în care s-a dat o temă. Și s-a pus problema să fie ca temă Maica Domnului de la Neamț. Și atât în prima discuție. Apoi au intervenit întrebările. Să fie o copie sau o interpretare? Există acest concept în artă de interpretare. Nu este o copie mică, este o interpretare personală. Și este legitimată în artă interpretarea personală. Ca o valoare, ca un plus de valoare. Copia este damnată, interpretarea personală este valorizată. Și am insistat să fie o copie. Au fost 18 candidați, una și încă una un pic au reușit să se apropie de original. Restul de lucrări executate au fost jalnice interpretări personale, care prea puțin aminteau de frumusețea chipului Maicii Domnului de la Neamț. Iată că pentru noi, ca iconari, este esențial gândul cu care pornim la drum. Dacă am face un experiment simplu astăzi, acum, să zicem că în această expoziție suntem oameni care avem o experiență mare și ne-am propune cu cea mai mare acrivire să lucrăm după unul din modelele consacrate ale Ortodoxiei, dintre icoanele cele mai importante. Și am face toți acest lucru. Toți iconarii care au expus. Ne propunem asta. Facem o copie. Chiar dacă, să zicem, pentru experiența noastră, am reușit să ne apropiem, expresiile acelor portrete vor fi diferite. De ce sunt ele diferite? Chiar dacă nu ne propunem asta. Pentru că, de fapt, cine va avea curajul să-și piardă sufletul și-l va găsi și cine va căuta să-și scape și-l va pierde.
dacă ce fac eu atunci când pictez? Fără să vreau, adaug acolo toată experiența mea ca iconar. Toate portretele lui Hristos pe care le-am pictat se regăsesc în acel portret în care eu încerc să reproduc un anumit portret, dar experiența pe care o am se regăsește acolo. Și nu numai experiența în sensul de ABC, X și Y, zonă stilistică explorată, profesional vorbind, ci se regăsește și ceea ce sunt eu. Pentru că pictura de icoană, icoanele sunt copiii noștri. Ceea ce suntem noi se manifestă unde? Nu la nivelul cromatic-compozițional neapărat, ci în mod special la expresia portretului. Și aici ne vădim a fi de multe ori neputincioși în a reproduce acele expresii dumnezeiești, acele chipuri care îți te fac să simți slava lui Dumnezeu, să vezi un chip în Dumnezeu. Acolo ne vădim neputința și nu reușim să ne apropiem de acea expresie, nu din lipsa științei și a studiului, ci din poate puținătatea noastră sufletească. Cred că aici este locul unde, după parcurgerea etapelor tehnice, ar trebui să lucrăm foarte mult. Pentru a nu manifesta propriile noastre neputințe, ci a-L arăta pe Dumnezeu oamenilor. Cred că este scopul icoanei. Cred că mai avem foarte puțin timp și apoi va trebui să ne îndreptăm spre vernisaj, sau impropriu spus vernisaj, mergem să ne închinăm icoanelor aduse spre închinare. Pentru domnul Ion Minoi. Ați vorbit despre laicizarea lumii și ruptura față de fire. Trăim între betoane, sticlă și realitate virtuală. Și că acest fenomen a pătruns și în biserică. Cum influențează această pictură de icoană? Cum influențează aceasta pictura de icoană de astăzi? Vizi că icoanele se devină nebisericești? Sigur că da, dacă întreaga ta percepție devine una sentimentală dintr-una duhovnicească. Cum să nu? Toate devin într-o oarecare măsură, mai mare sau mai mică, influențată de Duhul pe care l-ai în tine. Asta ar fi un răspuns pe scurt. Dar noi nu vorbim de icoane, ci vorbim mai degrabă de iconare aici. Întreaga cultură la care suntem supuși și acum ca la un bombardament, ne influențează chiar și la nivel fizic, la nivel de sistem nervos, vegetativ și la nivel psihic. Și folosește, până la urmă, același spațiu simbolic pe care îl folosește și icoana. Oare de ce credeți, e o coincidență că au ales să lucreze în același domeniu? Păi îți schimbă aspirațiile, îți schimbă gândurile. Pot să vă dau și dovezi concrete. Există bibliografie, există studii științifice pe care le puteți folosi, atâta bibliografie încât nu veți avea dumneavoastră timp să citiți aceste lucruri. Nu e un lucru de joacă cum o cultură laică promovată de media electronică și de audiovizual are un efect asupra ta comparat cu cel al narcoticelor. Păi cum poate să aibă un astfel de efect asupra ta o imagine care nu e substanță, nu e nici n-are consistență fizică, nici volum? Păi are, pentru că în foarte scurt timp de când ești prins de acel ecran, creierul tău începe să emită unde alfa, care sunt undele pasivității. Astea inhibă procesele de gândire, de judecată, de alegere, pentru că activitățile de tip beta scad până la zero. Iată cum fizic, apoi sistemul neurovegetativ fiind afectat, ți-l afectează pe cel glandular al glandelor hormonale, care afectează întreaga stare a ta, și fizică, și nervoasă, și psihică. Vedeți cum ne afectează întregul trup și întregul duh această cultură? De aici încolo pot să dezvolt pentru ore întregi cum îți schimbă întreaga percepție, aspirațiile tale vor deveni, chiar dacă te declari un creștin, adept al oricărei religii, unul practicant, ți le substituie cu timpul, încât idealurile tale nu vor mai fi identice cu cele ale credinței tale. Și în caz de alegere,
s-ar putea să alegi inconștient ceea ce îți dictează această cultură, mai degrabă decât ceea ce îți spune învățătura bisericii. Cum să nu se manifeste asta și în cântare, în icoană, oriunde? Gândiți-vă, pericolul cel mai mare vine de la talentul și meșteșugul necanonic. Adică sunt oameni care, din punct de vedere tehnic, pictural, mă rog, voci, pot convinge pe foarte mulți, mai ales pe cei naivi și fără o cultură. Conving, subjugă, vrăjesc, de fapt. Dar înrăurirea acestor icoane, să spunem, sau cântări multiplicate prin, mă rog, fotocopiere sau prin computer, pot avea o înrăurire foarte dăunătoare asupra omului, pentru că șterg diferența între lucrarea Duhului și lucrarea Duhurilor. Pentru că șterg diferența între lucrarea dumnezeiască și cea omenească, între cea mântuitoare și cea pierzătoare de suflet. E o idee mai generală și nu o să o dezvolt mai mult acum. Dar vedeți cum, de fapt, lucrurile astea ne pot afecta până în profunzime, chiar dacă nu suntem de acord. Urmărind violență, nu vei deveni mai răbdător. Urmărind pornografie, să spunem, nu vei deveni mai înfrânat. Și o să termin cu o amintire. Conversam la telefon în Anglia cu o doamnă din provincie, ani de zile, nici n-am cunoscut-o vreodată decât la telefon. Și după câțiva ani mi-a mărturisit, era traducătoare, mi-a spus că e bântuită de niște imagini. Era forțată să traducă filme de groază ca să se întrețină. Vedeți, noi credem în liberul arbitru. Credem că putem arunca la coș să ne încărcăm cu un balast de imagini, de, în cazul iconarului, sau de sunete, de precepte contradictorii și apoi liberul arbitru ne va spune că pe astea le aruncăm la coș și pe astea le ținem. Nu-i chiar așa. Ele se infiltrează, chiar dacă nu ești de acord cu ele, sigur că la cel care a gustat din hrana cea vie din Hristos, acesta va înseta doar de Hristos și nu va mai fi păcălit. Dar cei mai mulți sunt păcăliți pentru că se infiltrează în straturile cele mai adânci ale subconștientului, în straturile, în zone crepusculare, să spunem, pe care nu le mai poți controla. Și asta se manifestă în tot ce faci după aceea. Nu știu cât de clar am fost, dar am dat un răspuns din perspectiva asta. Timpul nu este neapărat prietenul nostru și că ne desparte de vizionarea icoanelor doar un sfert de oră. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră. Ne bucurăm că am fost alături ca oameni interesați de cum ne putem raporta la icoană, fie ca închinători, ca oameni ai bisericii, fie ca pictori care suntem puși în situația de a le aduce înaintea dumneavoastră. Mulțumim invitațiilor noștri prezenți aici pentru efortul pe care l-au făcut de a aduce puțină lumină în acest domeniu. Țin să mulțumesc încă o dată și doamnei Ioana Iancovescu, deși nu este alături de noi, pentru efortul pe care l-a făcut de a face acest diagnostic și de a scrie acest articol despre care v-am spus, că îl putem găsi pe site-ul Anastasis. Și vă invităm să mergem la cuvânt. Thank you.